A fost o sâmbătă de zile mari în parcul Clăbucet din Timișoara multă bucurie, joacă, muzică, dans și mai ales noi prieteni. Primăria Municipiului Timișoara și Casa de Cultură a Municipiului Timișoara au deschis un nou capitol al poveștilor din vecini. Locuitorii din zona vulturilor Clăbucet s-au întâlnit în zona parcării reabilitate de municipalitate, care împreună cu parcul extins creează un spațiu comun civilizat pentru întâlniri și relaxare. Spectacole, ateliere, toate pe fond muzical și în ritm de dans au însuflețit întreaga comunitate. Cinci cățeluși din Dani Flor au primit cel mai frumos cadou, o familie adevărată au plecat fericiți alături de oamenii cu suflet mare care i-au adoptat. Mulțumim timișorenilor responsabili care au decis să adopte un cățel din adăpost. Adopția și sterilizarea sunt cele mai bune metode de a reduce numărul câinilor fără stăpân. Primăria derulează și o campanie de sterilizare gratuită a câinilor la care vă puteți înscrie cu un telefon la numărul 0745 232 005 sau e-mail alexandra.pintea arond primăria Mulțumim și voluntarilor de la Animal Care Team Timișoara care s-au implicat în organizarea târgului de adopții, transmit reprezentanții primăriei Timișoara.